Noi detalii în cazul decesului angajatului de la termoelectrica. Specialiștii au expus o posibilă cauză a morții bărbatului. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat că victima s-ar fi înnecat cu propria vomă. Medicii de la Centrul Tehnico-Criminalistic continuă investigațiile pentru a constata cauza exactă care ar fi provocat moartea bărbatului. Amintim că trupul neînsuflețit al unui lăcătuș de la termoelectrica a fost descoperit în dimineața de 31 octombrie pe teritoriul întreprinderii. Cadavrul bărbatului de 49 de ani a fost observat de către un măturător care a chemat imediat poliția. La locul incidentului a venit și medicul legist, care nu a depistat semne de moarte violentă pe corpul victimei. Responsabilii de la termoelectrica spun că victima ar fi efectuat recent toate investigațiile medicale obligatorii și nu avea probleme de sănătate. Decesul persoanei s-a produs în afara orelor de program, întrucât conform programului de lucru, dumnealui ieri la ora 16:30 a raportat superiorului său încheierea rondajului efectuat semnându-se în registru. Însă, conform atribuțiilor de serviciu, dumnealui deținea cheie de la punctul termic central. Bărbatul de 49 de ani lucra în calitate de lăcătuș la termoelectrica din mai 2012.